Educația prin cultură este un concept care se adresează atât elevilor, cât și părinților, dar și profesorilor, celor care profesează meseria de actor, dar în primul rând publicului larg, deoarece vor avea ocazia să întâlnească în acest concept, să întâlnească scriitori, regizori, academicieni, regizori de teatru, regizori de film, personalități istorice, cum ar fi domnul Adrian Cioroianu, și ca personalități artistice, absolut, zic eu, extraordinare, fabuloase, personalități ale zilei, cum ar fi maestru Victor Ebenciuc, cum ar fi Marcel Iureș, Marius Bodochi, Manuela Hărăbor, Magda Catone, Marian Râlea, și lista continuă, și vă rog frumos să urmăriți programul nostru. Atât mai adaug că intrarea este liberă, gratuită, respectiv la aceste manifestări care au loc în timpul zilei, doar seara, la cele două spectacole, O noapte furtunoasă și Iona, percepem o taxă modică de intrare la spectacol. Vă așteptăm și nu ratați acest eveniment, pentru că în cele două zile se vor întâmpla aici la Brașov lucruri care nu s-au mai întâmplat de mult și ar fi păcat să le ratați.